În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din Egipt am chemat pe Fiul meu. Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica de după nașterea Domnului, dar în același timp ne aflăm și în ultima duminică din acest an. A 52-a duminică dintr-un an calendaristic, o duminică, am spune, de bilanț, o duminică în care fiecare se uită și înapoi, dar mai ales înainte, o duminică în care se pregătește să treacă dincolo și dacă cineva a avut în anul ce a trecut lucruri bune, se gândește să fie și mai bune. Dacă a avut în anul trecut lucruri rele, spune gata, bine că s-a încheiat anul ca să scăpăm de ele. Dar vrășmașul binelui se știe că este mai binele. Dacă tot este vorba de Egipt în această duminică, îmi aducem aminte ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel atunci când o foamete mare a venit în tot pământul și s-a anunțat de către Dumnezeu că vor fi 7 ani de bogăție, după care vor urma 7 ani de secetă în care pământul nu va mai da roade deloc. În acest moment, pe Iosif, unul dintre frații, dintre copiii lui Iacov, îl găsește zona Egiptului, o zonă în care regele chemase pe cineva să tâlcuiască 3 vise. Acum, e foarte simplu să tâlcuiască cineva un vis, de vreme ce cel care ți-l povestește este dispus să creadă ce îi spui. Decât că împăratul a spus, vreau să-mi și spuneți visul pe care l-am avut și apoi să-mi îl tâlcuiți. Ei bine, Iosif a tâlcuit, a și spus visele, le-a și tâlcuit și a rămas într-o legătură deosebită cu împăratul. Și pe timpul foametei a fost numit Tsafnat Paneah, adică un fel de ministru al pâinii. Cu această ocazie s-a așezat foarte bine în relația cu regele zonei respective, al Egiptului, și când a venit foametea pe la mijloc, au venit frații săi să cumpere grâu și exact au cumpărat grânele de la cel pe care îl vânduseră, pentru că așa ajunsese Iosif în Egipt, vândut de frații săi, pentru că au gândit că este mai bine să-l vândă decât să-l omoare, pentru că îi speriase foarte tare cu tot felul de vise pe care le avea și tot felul de prorociri, cum că a visat soarele și stelele care se plecau lui și deja intrase, să spunem așa, într-o relație foarte, foarte tensionată cu frații săi. Și iată că au venit în pământul Egiptului. Au stat în pământul Egiptului, ca în sânul lui Avraam, cât timp a trăit fratele lor Iosif. După care lucrurile au început să se schimbe. Oricât ai fi de al casei, nu ești considerat niciodată de-al neamului dacă nu ești născut din părinți de-al neamului. Să știți că xenofobia nu este un lucru învățat acum în ultimii ani. Nu, era de mult. Și încet, încet a uitat din generație în generație cine era Iosif și cum i-a scos din foamete nu numai pe frații săi, ci a scos și poporul în mijlocul căruia aș desfășura, zicem așa, activitatea aceasta de Tsafnat Paneah. Și după 420 de ani, de-abia au reușit să plece din robia egipteană evrei. Noi știm că tot ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel, poporul evreu, este un simbol pentru ceea ce se întâmplă cu tot neamul omenesc, dar mai ales un simbol cu ceea ce se întâmplă cu Mântuitorul Hristos. Și astăzi aflăm un lucru extraordinar, că Dumnezeu a spus din Egipt am chemat pe Fiul meu, nu pentru cei 420 de ani pe care i-a trăit poporul lui Israel în Egipt, cât pentru faptul că i s-a poruncit lui Iosif în vis, ia pruncul și mama sa și mergi în Egipt.
ca nu cumva să-l omoare cei care și-au propus să o facă. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Niciodată să nu credem că înaintea lui Dumnezeu stau numai faptele mari sau faptele care nouă ne mănâncă foarte mult timp sau faptele care mișcă, să spunem așa, secole de-a rândul. Imaginați-vă că Dumnezeu a pus în balanță 4 secole și 2 decenii cu 1 an și jumătate cât a stat Mântuitorul în Egipt și a spus: din Egipt am temat pe fiul meu. Dar revenind la situația noastră, de ce au plecat oamenii dintr-o parte într-alta? De ce pleacă și astăzi dintr-o parte într-alta? Pentru că binele este imediat îngropat de mai binele. Unui om când îi este bine încearcă să fie și mai bine și când este și mai bine încearcă iar să fie și mai bine decât și mai bine și tot așa începe să alerge după ceva. Ei, după ce? Dacă nu ești în stare să te mulțumești cu binele, cu mai binele nici atât, pentru că se deschide o anumită poftă care să te ducă din binele acesta în mai bine până când te robește. Așa a fost și cu poporul lui Israel. 420 de ani au plecat la mai bine, adică să scape de foame, cum zice și românul astăzi. A plecat din pământul Babilonului, apoi a ajuns în pământul Canaan, după care au intrat în robie, robia mai bine lui. Să știți că această ispită ne pândește și pe noi. Și de aceea aș vrea ca în duminica de astăzi, o duminică de bilanț, să stabilim câteva principii, măcar nu pentru ceea ce a fost, ci pentru ceea ce este și va fi. Adică să stabilim ce avem întâi, ca să vedem dacă într-adevăr suntem bine. După ce suntem însă bine, trebuie să stabilim că așa este normal și trebuie să adâncim acest bine, nu spre mai bine, ci a rămâne așa pe un palier, decât că ispita, să știți că este foarte mare. Cunosc foarte multe destine care și-au stricat rostul, tocmai pentru faptul că, văzând că este bine, au mai făcut încă un pas. Și încă un pas, și încă un pas, și când n-a mai avut resurse, deja s-au pomenit, cum zice Eminescu, un câmp râzând, adică nepregătiți să o ia de la capăt. Pentru că este o ciclicitate. Dacă ți alegi să mergi după mai bine, te învârți într-un cerc. Dacă alegi să mergi pe binele pe care îl ai, mergi liniar, frumos, și ajungi la destinație. Altfel trebuie să-ți asumi faptul că roata aceasta a vieții se duce și în sus și în jos. Apropo de faptul că spuneau anticii greci, ce este norocul? Norocul este un zeu foarte mare, foarte înalt, care nu vede prea bine că fiind înalt, distanța focalizează greu, și acel zeu și-a pierdut copilul prin lume. Și-a pierdut copilul prin lume și de atunci îl caută. Și că îi se pare lui că e cât unul mai răsărit așa, se apleacă, îl ridică, îl ridică și când îl ajunge în fața ochilor unde vede mai bine, își dă seama că nu-i copilul lui și de drumul. Dacă ne-am simțit vreodată ridicați de noroc, să știm că vine vremea când ne vede că nu sunt ai lui. Dacă suntem atenți, trebuie ca atunci când se apleacă norocul asupra noastră, să știm că până sus avem posibilitatea de a scăpa de tot ceea ce înseamnă surplus, ca să ne lase mai devreme norocul din brațe. Norocul fiind o ispită. Și ca să nu cădem în această ispită, trebuie să avem un anumit mod de viață standard pe care noi ni-l păstrăm, numai dacă suntem atenți. Dacă însă vrem mai mult, cu siguranță că această ispită nu va face altceva decât ne va trage la un moment în jos. Se spune că odată într-un vapor care căra bogățiile unui mare avut,
urma să se scufunde. Și li s-a spus că se scufundă, dar omul a stat pe lăzile alea de aur și când a văzut el că într-adevăr e groasă problema că se scufundă, și-a legat în jurul talbiei tot ceea ce credea el că e mai de preț în vreo 10-20 de cufere. Acum, dacă ar fi să fac o abdatare a acestei situații, ca și cum venea de la chinez cu niște containere și a văzut ce e mai bun pe ele și și-a luat asupra-și. Și le-a ridicat, le-a legat în jurul taliei, dar bineînțeles că a venit și momentul foarte dur în care vasul a luat apă de tot și s-a scufundat. S-a dus și el la fund și la un moment dat i-a trecut prin cap să desfacă centura ca să fie mai ușor și să iasă la suprafață. Dar nu s-a îndurat să lase aurul acela și a murit bogat. Putea să trăiască sărac? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să spunem și noi. Bun, nu mor bogat, dar pot să trăiesc sărac? A, da, când vine momentul adevărului, când încep să tremure toate, să se lase din sângici, aș da orice, numai să trăiesc o zi, cum zicea pe întreținie. Atunci, da, dar e târziu. E târziu pentru că nici măcar dacă s-ar întâmpla să se întoarcă roata, n-ai ști să trăiești. Să știți că atât sărăcia, cât și bogăția, cât și modestia sunt niște moduri de viață pe care dacă nu suntem atenți și nu le exersăm, să nu ne amăgim că putem să le ducem așa mai departe. V-am mai spus și altă dată, dar vreau să vă concretizez în câteva minute ce spunea cineva care se afla pe la vreo 45-50 de ani. Și când l-am întrebat ce are de gând să facă după, și că vine o vreme când trebuie să mai fac niște bilanțuri, zice, părinte, de-abia aștept să mă pensionez. Aulă, de ce? Zice, să văd lumea. Să văd lumea. Frumos când, nicio problemă. Dar am și eu, zic, o întrebare. Ai pașaport? Nu că mai e până ies la pensie. Nu, da. Nu te amăgi. Toate își au un antrenament. Dacă vrei să faci ceva la bătrânețe, să știi că trebuie să începi mai de tânăr. Pentru că nu o să te apuci de azi pe mâine să schimbi modul de viață. Și într-adevăr, săracul s-a chinuit foarte tare, dar nu știu dacă a văzut vreo două, trei capitale până acum, de când e la pensie, că ne cunoaștem de mult. Problema este următoarea, să nu ne amăgim că vine o vreme când voi face cu tare. Nu. Mi-aduc aminte când eram eu mic, mă duceam cu bunica spre biserică și mai vedeam pe câte o tânără, cum în mintea mea vă imaginați și un om la 50 de ani era bătrân, putred, așa era, mintea oricărui copil, probabil, dar mintea mea vă spun sigur. Și îl vedeam pe câte o fătucă așa pe la, cu vreo 7-8 ani, mai mare ca mine, ziceam că e tânără. Dacă avea 20, ziceam că e bătrână, coclită. Așa era vârsta mea. Și se uita bunica și ne zicea nouă, zice, uite, vezi, dacă îi spun acum de ce nu vine la biserică, zice că mai are, când ajunge și ea bătrână, atunci o să vină la biserică. Acum să știți că, din curiozitate, am urmărit niște destine de genul ăsta. Nu, tată, nu. Cine n-a făcut la tinerețe, nu face nici la bătrânețe. Nu vă amăgiți. Revenind la ale noastre însă, să știți că această traiectorie a vieții noastre pe care o avem este în mâna noastră. Vă spune, bine, bine, dar cum chiar suntem, da, suntem stăpâni. Și îmi aduc aminte din nou ce zicea un părinte foarte, foarte bătrân, la vreo 93 de ani, a venit la slujba la o mormântare a unui coleg din copilăria lui. Și acum preoții cei tineri care erau la parohiile respective au venit și ei. Și bineînțeles, toți se uitau la părintele că a mers pe jos până la biserică, după aia a mers pe jos până la cimitir, a stat la masă cu ei, era cel mai verde. Și avea vârsta de vreo 3 ori și jumătate față de-a lor. Și a îndrăznit unul să întrebe, ce părinte, nu vă supărați pe mine, dar am și eu o întrebare. Aveți o rețetă la faptul că la vârsta asta de 80 de ani, arătați așa? Zice, tată, în primul rând că am 93, n-am 80. Și în al doilea rând să știi că nu e nicio rețetă. Dar dacă vrei, poți să-ți dau un sfat. Dumnezeu să știi că îți dă zile câte îți dă El.
Dar tu trebuie să ai o singură grijă. Să nu ți le iei tu singur. Să nu le scurtezi tu singur. Acum, într-adevăr, ne scurtăm zilele prin grijile pe care le avem, prin obiceiurile pe care le avem, prin modul de viață pe care îl abordăm. Ne scurtăm așa din ele. La sfârșit, bineînțeles că dăm vina pe Dumnezeu că ne-a dat puțin. Ei, nu e adevărat. Dumnezeu dă, dar noi să avem grijă să nu cumva să pierdem acest dar. Ca cel care primește, într-adevăr, un cadou, dar până ajunge acasă, nu-l mai are. A, dacă l-a dat altuia, e altă problemă, deși cadourile nu se dau. Iubiți credincioși, astăzi este o duminică deosebită prin multe, multe aspecte. Dar cel mai important este acesta. Nu avem voie de acum înainte să ne uităm înapoi, ci tot înainte. Dar, așa cum spuneau grecii, patima inematima, pățania să-ți fie învățătură de minte sau lecție, trebuie să avem trecutul numai cu un singur aspect în vedere, acela de experiență. Atunci când se întâmplă ceva, ne aducem aminte că și altă dată a mai fluturat ispita asta pe lângă noi și să mergem mai departe. Vom intra într-un an puternic. Este puternic pentru că ni l-a dat Dumnezeu de la început să fie puternic. De-al vinte și 2013 a fost un an foarte puternic pentru cei care știu să-l folosească pentru putere sau măcar pentru cei care au reușit până la urmă să supraviețuiască acestui an. Și atunci, invitația mea personală este să nu ne uităm înapoi, ci să ne uităm înainte. Viața noastră este înainte. Spuneam cuiva care mă întreba ce să facă pentru că părinții îl trag într-un fel cu atenția și îl solicită foarte mult și am spus, dar te-ai gândit și la propria ta familie că viața merge înainte? Dacă ne-am întoarce toți cu spatele la viitor și ne-am uitat la trecut, ce ar fi? A, e bine să ne îngrijim de părinți, e bine să-i ascultăm, e bine să le oferim tot ceea ce putem să le oferim. Dar asta nu înseamnă că trebuie să secăm izvorul de a curge în continuare viața noastră și să ne uităm spre copiii noștri. Sensul vieții este înainte. Dar înainte acesta are niște intersecții, se numesc răscruci. În aceste răscruci trebuie să știm foarte tare ce facem. Dacă în stânga sau în dreapta se vede peisajul mai frumos, dacă în stânga sau în dreapta la un moment dat mi se pare că este mai bine, să vă spun despre cineva care s-a dus la pescuit și s-au dus vreo 5-6 inși, dar au ajuns foarte, foarte târziu în noapte, o noapte fără lună prea puternică, așa numai cât se vadă. Și la un moment dat au văzut că începe să licăre alumină. Când au văzut așa, și-au așezat imediat cortul și și-au scos undițele foarte performante, inclusiv cu un sistem de luminat pe timp de noapte. Pe plută aveau niște raze care le dădea semnalul dacă se mișcă pluta să și ridice. Bineînțeles că n-a mișcat pluta, erau vreo 10 inși, n-a mișcat la niciunul pluta, i-a luat somnul. Și dimineața când s-au trezit, erau în mijlocul unei sole de varză. Ce li se părea lor că lucește noaptea, nu era nici lacul, nu era nici bazul, era un lot de varz. Ce vreau să vă spun este faptul că de multe ori avem aceste impresii despre ceea ce e în fața noastră. De multe ori, ni se pare că vedem un lucru minunat și ne ducem după el. Dar să știți că o să pățim mai rău decât cel cu varză. V-am mai spus altă dată, când doi inși mergeau cu motocicletă și la de spate, sătul, să tot îl zgâlție, zice, bine mă, dar tu ai luat-o pe arătură, ce nu vezi pe dreapta unde e șosea, uite cum bate luna în ea. Și bineînțeles că cel din față, care avea destinul drumului în față, a făcut dreapta și a intrat în canal. Că nu era șosea, era luciu apei dintr-un canal. Iubiți credincioși, ispitele sunt multe. Ca să ajungem dintr-un punct într-altul, trebuie să ne asumăm drumul nostru. Drumul Mântuitorului trebuia să treacă prin Egipt, trebuia să treacă prin Nazaret, trebuia să treacă prin Capernaum, ca să prindă din toate acestea
că Nazarian se va chema din Capernaum, era în casa lui și să se împlinească ceea ce s-a spus în proroci, din Egipt am chemat pe fiul meu. Dacă nu s-ar fi supus acestui lucru, ce s-ar fi întâmplat? Păi nici n-avea cum. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu și se scrisese lucrurile acestea mai de mult. Așa este și cu noi. Să nu ne amăgim că putem să facem altceva. Dacă vom fi siguri că viața nu ne oferă alternativă la ceea ce avem noi de făcut, să știm cu siguranță că Dumnezeu ne-a lăsat un destin frumos. Noi însă s-ar putea să-l scurtăm, noi însă s-ar putea să o luăm într-o parte sau într-alta, crezând că lumina este mai multă într-o parte decât este pe drumul nostru. Ne ajută Dumnezeu ca în acest sfârșit de an să ne uităm la direcția înainte a vieții noastre, pentru că destinul nostru este de a merge înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu.